Peste 300 de hunedoreni au participat astăzi la Bursa Locurilor de Muncă organizată de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara. Evenimentul a avut loc în municipiul Hunedoara, fiind prezenți 28 de agenți economici care caută forță de muncă în diferite domenii de activitate. Au fost puse la bătaie 130 de posturi, iar în urma discuțiilor avute cu hunedorenii aflați în căutarea unui loc de muncă, operatorii economici au selectat 68 de persoane în vederea încadrării în muncă, iar 18 au fost angajate pe loc. Agenția județeană va monitoriza, după un interval de 30 de zile, câte dintre persoanele selectate au fost încadrate în muncă. Bursa a fost organizată în cadrul proiectului Calificare pentru Viitor, în care AJFM Hunedoara are calitatea de partener.